Suntem bucuroși că ne-am întâlnit sănătoși, cu elan și încredere, la cea de-a cincea ediție Attitude Ballet Competition. 150 de copii, 89 de dansuri, 14 școli și independenți. Ne-am învins, se pare, toate reținerile, am demonstrat că cât de mult iubim această artă, că ne putem adapta și noi vremurilor. Am făcut studii în bucătărie, în spații neconvenționale, cu sau fără profesor, dar am dansat, am continuat să ne urmăm drumul. De aceea și noi, profesorii, organizatorii, membrii juriului, nu ne-am speriat, am fost pe baricade, am dorit să vă fim alături, să demonstrăm cu toții că visele nu se spulberă niciodată, nici în mediul online. Astfel voi posta lista premiilor obținute în acest an. Asociația Reverans acordă 5 participări gratuite pentru ediția viitoare din 2022 și 7 nominalizări cu reduceri de 30% pentru tabăra de la Tescani Bacău, care se va desfășura în perioada 5-10 iulie. Totodată, domnul director Ovidiu Dragoman de la Teatrul de Ballet din Sibiu acordă și dânsul 5 free entrance pentru competiția de la Sibiu din 2022 și 30% reducere la seminarul de balet de la Sibiu, care se va desfășura în perioada 2-14 august anul acesta. Totodată, doamna directoare Eugenia Moroșanu propune din partea fundației pe care o reprezintă, de la Ancona, câteva intrări gratuite pentru concursul de acolo din 2022, pe care le puteți urmări afișate în ordine pe pagina concursului. Cu acestea doresc să vă mulțumesc că ați făcut parte din acest vis frumos și vă urez toate cele bune, să ne vedem cu bine la anul în fizic.